Despre flagelul corupției în societate discutăm de tare multe ori și se încearcă a fi identificate pârghii pentru a contracara acest fenomen. Însă, din păcate, multă lume face abstracție de faptul că prin artă, prin cultură și mai ales prin teatru, care este cea mai importantă tribună socială, putem transmite mesaje directe și indirecte. Despre un proiect inovativ ce se desfășoară începând cu data de 23 iulie în Republica Moldova, discutăm alături de Alina Țurcanu, președinta Centrului de Teatru din Republica Moldova. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vreau să începem de la genericul acestui proiect. Democrația prin teatru, reflexia integrității în oglinda scenei, în prim plan tinerii. Cât de frumos și cât de util e să combinăm această luptă socială contra corupției, implicarea tinerilor și libera exprimare, evident, și promovarea democrației. De unde a pornit ideea acestui proiect? Ideea acestui proiect a pornit în urma unei întâlniri cu domnul Ion Pruteanu, șeful direcției Educație Anticorupție, în cadrul Centrului Național Anticorupție. Am discutat despre importanța informării tinerilor, sensibilizării tinerilor cu privire la fenomenul corupției, cauzele și consecințele acestui fenomen. Apoi am depus acest proiect la Fondul European pentru Democrație din Belgia și el a fost susținut. Iar acum suntem parteneri cu Centrul Național Anticorupție și Teatrul Național Mihai Eminescu și cu susținerea financiară a Biroului de Cooperare al Elveției din Republica Moldova. Acest proiect a demarat, cum ați spus, în 23 iulie cu concursul de dramaturgie și film pe tema corupției și anticorupției. Suntem în proces, în plină desfășurare a proiectului, suntem la mijlocul acestei etape și pe data de 23 octombrie vom spune stop concurs, iar juriul va începe activitatea, va evalua toate lucrările recepționate și va desemna învingătorii. Locurile 3, 2, 1. Așa, da, care iar vor fi premiați. Bineînțeles, și cu diplome și trofee și premii bănești importante. Apoi piesa laureată va fi montată pe scena Teatrului Mihai Eminescu, vor fi prezentate spectacole atât pe scena teatrului, cât și în 5 raioane din Republica Moldova. Iar înainte de spectacol sau la finalul spectacolului, reprezentanții Centrului Național Anticorupție vor dialoga cu cei prezenți la spectacol. Iar piesele care vor obține locurile 3, 2, 1 se vor regăsi într-o carte editată și diseminată în mai multe localități din Republica Moldova. E foarte frumos pentru că astfel mesajul va fi dispersat și în mai multe localități, iar mesajul va fi auzit și cel mai important, înțeles de cei tineri. Vreau să vă întreb cât de receptivi sunt tinerii și dacă deja sunt mai multe proiecte depuse, mai multe piese depuse pentru acest concurs. Da, până la ora actuală avem recepționate 17 piese. Ne bucură enorm de mult că autorii s-au sensibilizat și ne-au trimis aceste lucrări interesante, abia așteptăm să le citim pe toate și să le punem în discuție cu membrii juriului. Iar ceea ce ține de filme, la acest capitol probabil i-a speriat un pic însăși denumirate film. Așa. Și s-au gândit că neapărat este nevoie de o tehnică performantă sau investiții suplimentare financiare. Din această cauză avem puține și fac un apel acum, dacă îmi permiteți, la toți tinerii, adolescenții tineri, să nu-și facă griji în privința tehnicii utilizate, deoarece este important mesajul cu care veniți și vom aprecia în primul rând mesajul. Ne dăm seama că apelul nostru este și pentru cei profesioniști, dar și pentru amatori sau începători, de aceea vom lua în considerație și una și alta. Aș vrea să ne spuneți despre criteriile de eligibilitate pentru participarea în cadrul acestui proiect, dacă tinerii participanți trebuie să fie cu vârsta cuprinsă între, nu știu, 15-20... De la 14 ani. Așa.
Și mai departe nu există o limită de vârstă, deoarece mesajul este îndreptat spre tineri, dar care ar veni de la oameni în etate sau după 35 de ani, sunt binevenite. Deci nu este o restricție de vârstă. Atât cei consacrați, cât și deputanții. Deci sunt invitați din toată lumea. Deci mesajul nostru este să ne implicăm, exact, să avem curajul, să ne informăm și în acest sens aș recomanda să accesați pagina Centrului Național Anticorupție, în care găsiți informații foarte multe despre acest subiect și să vă informați, să vă cunoașteți drepturile și obligațiile și să puneți umărul pentru a trăi într-o societate dezvoltată în care acest fenomen este diminuat și nu ne încurcă să fim o țară dezvoltată în care cetățenii se bucură de viață și de salariile, exprimare și de corectitudine. Da, exact. Mie mi se pare foarte interesant limita de vârstă, care nu este una strictă, pentru că și corupția este un fenomen înțeles diferit în funcție de vârstă. Pentru cineva corupția înseamnă mită oferită unui învățător, pentru cineva unui medic, unui deputat, unei persoane publice, respectiv. Și aspectul ăsta e bine de luat în considerație. E foarte interesantă și această colaborare trilaterală, Centrul Național Anticorupție, Teatrul Național Mihai Eminescu, Centrul de Teatru din Moldova, care de fapt este printre pilonii acestei activități. Sunteți printre primele asociații, organizații, exact, non-guvernamentale, exact, care promovați aceste lucruri, acest domeniu. Apropo de comisia de jurizare, cine va face parte din această comisie foarte laborioasă și importantă? Nu vrem nume ca să nu fie cumva scurgere, da, de informații, dar cel, exact, puțin domeniile. Bineînțeles că vor fi cei mai apreciați specialiști în domeniu, atât din domeniul cinematografie, cât și din teatru. Vor fi și regizori și critici de teatru și actori, iar de film, bineînțeles, vor fi și regizori și scenariști și, și critici de teatru. Deci, din toate punctele de vedere, încercăm să acoperim așa această dimensiune. Proiectul se va desfășura pentru 10 luni, a început, da, în iulie, sunteți în, da, toiul activităților. Cât de greu este să puneți în practică un astfel de proiect? Pentru că eu personal nu am mai auzit de așa ceva. E un know-how, cel puțin pentru Republica Moldova. Având alături astfel de parteneri, să știți că nu este complicat, pentru că sunt foarte deschiși și receptivi. Atât Centrul Național Anticorupție, care cu suportul domnului Ion Pruteanu, șeful Direcției Educației Anticorupție, care a fost alături de la bun început și la lansarea proiectului și cu informațiile de care am avut nevoie, mi le-a transmis și m-a informat, atât și pe de altă parte Teatrul Național Mihai Eminescu, care ne-a oferit cu drag încăperea în care proiectul a fost lansat și au fost alături de noi, au fost bucuroși să se implice în acest proiect și în sensul acesta ne este ușor, pentru că avem o idee comună, ne pasă și ne dorim împreună schimbarea. Scopul acestui proiect este unul foarte nobil, greu de realizat de altfel, dar ați identificat niște metode foarte interesante, foarte apropiate sufletului uman. Și vreau, apropo, să ne relatați un pic despre modalitatea de exprimare. Am început acest dialog prin expresia: teatrul este cea mai bună tribună socială, cea mai utilă, este o oglindire a societății, un portret veridic. Ați observat pe parcursul activității dumneavoastră că oamenii sunt mai dispuși să-și exprime nevoile, dorințele prin teatru, prin artă? Bineînțeles, foarte exact ați menționat acest lucru, că teatru este o tribună socială. Ea este și oglinda în care ne reflectăm. Ea, de fapt, este cea care ne creează modele de comunicare, de socializare. Ea ne pune întrebări și ne dă de gândit, ea educă, pe de altă parte ne amuză, ne distrează și totodată ne educă.
Da, până la urmă asta este și scopul artei, de a prezenta modele, de a pune întrebări și a ne revedea pe noi înșine în această oglindă, de aceea și se numește proiectul Reflexia Integrității în oglinda scenei, să ne reflectăm pe noi, să ne vedem pe noi și să înțelegem care este calea corectă de a exista în societate, să fii corect cu tine însuți și cu cel din apropiere sau cu aproapele tău. Și eu sunt sigură că prin intermediul acestui proiect nu doar că vom definitiva conturul sau portretul națiunii noastre, dar vom reuși să retușăm anumite particularități unde mai șchiopătăm, pentru că tinerii au idei tare ingenioase și dumneavoastră reușiți de minune să-i apreciați, să-i motivați. Tocmai din acest motiv eu vă doresc succes în acest proces tare complicat. Vă mai așteptăm cu detalii din culisele acestui proiect și desigur cu învingătorii. Vă mulțumesc pentru invitație și cu Doamne ajută! Așa să fie!